După o pauză de 2 ani din cauza pandemiei, Salonul Internațional de Carte Bookfest a revenit la Chișinău. Începând de astăzi, iubitorii de lectură se pot bucura de o gamă variată de cărți editate pe ambele maluri ale Prutului. Timp de 5 zile, centrul Mediacor va fi gazda a peste 30.000 de volume de carte exclusiv în limba română. La evenimentul de lansare a participat și președinta Maia Sandu, care i-a îndemnat pe oameni să-și facă timp pentru lectură. Centrul Mediacor și-a deschis ușile azi dimineață pentru toți iubitorii de lectură. După o pauză de 2 ani cauzată de pandemie, Salonul Internațional de Carte Bookfest a revenit la Chișinău. Cei mici, dar și adulții, s-au grăbit să-și facă rezerve de volume cât să le ajungă pe tot anul. Copilul și-a ales ceva? Ingmar Bergman, regizorul, și nu știu, mai am ceva acolo, cred că ceva nou din autorii noștri, de Alexandru Bordean. Cum vi s-a părut sortimentul de cărți? Foarte bun. Și prețurile sunt super ok. De mult nu s-a organizat, luând în considerație și pandemia care a fost și respectiv suntem doritori, știți, de a vedea, de a culege toată informația din cărțile publicate în perioada dată. Varietatea de cărți este mare, iar prețurile rezonabile, spun vizitatorii. Prețurile cum s-au părut la cărți? Destul de bune, adică nu sunt exagerate, sunt destul de bune. Acum raportul de preț și viața cotidiană este în schimbare. Nu cred că cineva este interesat să mărească prețurile la maxim. Pe de altă parte, nici editurile nu pot să piardă. De aceea, cred că prețurile reflectă viața de azi. La rândul lor, reprezentanții celor peste 30 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului, prezente la Salonul de Carte, spun că așteaptă cumpărătorii cu cele mai fierbinți reduceri. Noi venim aici ca să vedem ce a expus și altcineva, că suntem curioși, și să ne prezentăm cartea care este și ea o marfă. O marfă, din păcate, puțin apreciată, după părerea mea, astăzi. Avem reduceri de minus 20% absolut la toate cărțile. La evenimentul de lansare a participat și președinta țării, Maia Sandu, care i-a îndemnat pe oameni să-și facă timp pentru lectură. În opinia sa, o carte bună ne poate ajuta să trecem prin momentele dificile. Cartea este și mai importantă pentru că prin carte de calitate putem să-i ajutăm pe tineri și nu doar pe tineri, în general putem să ajutăm oamenii să își dezvolte gândirea critică, să dezvolte gândirea analitică, să poată să facă deosebirea între minciună și adevăr, între bine și rău. Să folosim această ocazie să ne întâlnim autorii preferați, cărțile preferate și, foarte important, să ne facem timp ca să citim aceste cărți. Salonul Internațional de Carte, ediția 2022 Bookfest Chișinău, se va desfășura până pe data de 4 septembrie. În aceste zile, doritorii se pot bucura de cele mai noi oferte editoriale, pot participa la lansări de carte, dezbateri literare, ateliere de creație și întâlniri de suflet cu scriitorii îndrăgiți.